Salutare lume, bine au regăsit pe al meu canal, suntem înapoi în Creepy Tale la episodul 5, unde, da bă, aveam de scăpat de baba asta. Trebuia să facem o poțiune ca să putem să scăpăm de ea. Așadar, aici erau niște draperii, stați așa să nu ne vadă baba, că vede, dar vede un pic că am slăbus din ce îmi dau eu seama. Ne băgăm în dulap și așteptăm că va trece de noi mai întâi. În momentul în care trece de noi... Ieșim, urgent. Aici nu cred că avem nimic. Nope, nimic. Ok. Hai, ia flintul repede, 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 repede. Bagă-te, 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 bagă-te. Ăla-i. Ăla-i, tata. Și am ajuns jos. Iar acum ajung în jos. Va trebui așa. Să pornim mai întâi focul, nu? Parcă aici. Da. Ăla-i. Am pornit focul. Am luat de aici o cheiță. Și trebuia să luăm 3 ciuperci. Vedeți că sunt acolo într-un tablou 3 ciuperci. E bine, trebuie să le luăm cu noi. Asta era ușa, cheie de la ușa de sus. Dar nu cred că ne lasă să luăm și ciuperci. Ba, ne lasă aparent. Numai că trebuie să luăm ciupercă cu ciupercă. Deci fii atent. Dar ce naiba, acolo e o mâță, se presupune? Doar ce o mâță? Nu știu, man, habar n-am. Tare dubioasă baba asta, bă. Ok, hai. Umbl acolo la cea un. Noi trebuie să ne facem cea 1 nostru. Ah, da, bă, stai, fii atent. Trebuie să ne luăm repede cea 1 de aici. Hai, că vine baba după tine. Băiete, pune-l aici și punem prima ciupercă. Ok. Apoi avem de luat asta mică de aici. Să punem tot așa aici. Aha, și ultima, cred că asta. Văd bine? Da, cred că aia e. Și le punem pe toate 3. Dar n-am făcut ceva bine. Cred că trebuie pus exact în ordinea aia. Deci, o luăm pe asta de aici, da? Ok. Apoi, o luăm pe asta. Cred. Asta e, mă? Asta e, da. Ăla-i. Și acum trebuie să o luăm pe aia cea mai mică. Adică asta. Perfect. Și o punem aici, da? No, acum ne-am făcut poțiunea. Însă ne trebuie, cred că, un... ceva unealtă, ca să putem să folosim... știți cum zic, nu? Trebuie să învârtim în cea un, să ceva, nu știu, habar n-am. E bine, baba se duce mai întâi la cea un. După ce se duce la cea un, se duce înapoi în camera din mijloc. Se întoarce la cea un și apoi pleacă. Atunci ne facem noi filmul. Fii atent. Că e jegoasă, baba, ia uite, se întoarce înapoi la cea un. Nu că ne-ar fi văzut dacă eram aici. Și acum pleacă. Aha. Acum pleacă, perfect. Acum e timpul nostru, băieți. Timpul nostru. Oh, fuck. Aveam timp suficient, man. Aveam timp suficient. Măcar știm, la cea unui nu putem umbla și nici la chestiile de lângă unde stă acum baba. Ok. Înseamnă că singura noastră variantă e să mergem cum am făcut și data trecută, acolo în stânga sus de tot. Vedeți că e un gemuleț. E un gemuleț. Și... acum o ia în dreapta? Da, o ia în dreapta, ok. E un gemuleț și vedeți că e un... Stai, nu știu dacă vă pot arăta, nu vă pot arăta. E un loc... un locșor acolo unde poți să bagi o cheiță. Și avem o cheie la noi. Să ținem minte chestia asta, da? Hai, bagă-te, ăla-i. Și acum, baba se duce... Aha. Stai așa. Tai acolo ce are de tăiat. Ce naiba se aude așa, frate? Așa se auzea și la început, bă? Ok. Bine. Și apoi o ia la stânga. Da, bă, o ia la stânga. Hai, babo, du-te la stânga să te văd. Aha. Și acum stă aici și așteaptă să mângâie pisica. Dar nu mai e nicio pisică. Nu știu, man. Hai, repede să ne facem noi filmul. Ăla-i. Așa. Hai, bagă-te repede. Te rog eu, nu mă prinde, baba. Bine. Și avem o sticluță. Perfect. Cred că i-am făcut o travă și trebuie să mergem noi jos.
ca să-i punem, să luăm o travă cu sticluța și să-i punem în cea unui ei. Ia, hai să vedem. Hai, bagă-te. Așa. Ia, am dreptate? A, aici era mămâța, era la mine. Ăla-i. Am luat o travă. Gata-i pita ta, babă. Gata-i pita ta. Hai. Se duce acolo, se întoarce în dreapta și noi plecăm. Să crezi tu că mă fraierești, mă. Bun. Ăla-i. Acum e rândul nostru. Hai. Perfect. Și acum oare crede că e gata? Bă, noi n-avem nici cheie, nici nimic. Fii atent dacă nu trebuia noi acum să... Oh, fuck. Oare moare? S-a îmbolnăvit baba. O muri baba, bă. O muri baba. Hai, gata, îi furăm, îi luăm de la gât lanțul. Gata, frate. Ăla-i, am deblocat, bă. Am trecut, bă, de babă. Și fratele nostru unde, pui mei? Nici acum n-am dat de el, man. Ce e aici? E trompetă? Ce naiba aia? Ce? Ok. Pe cine strigăm? Oh, stați așa, băieți. Hai să ne uităm și aici. Cine-i pe ăla? Cartof de aur? Ce pui mei? Nimic. Deci fluierăm, dar nimic. Absolut nimic. Bine, bă. Hai să ne uităm. Și iese cineva de acolo? Sau ce pui mei se întâmplă? Nu știu, hai să vedem înăuntru ce îi... Ok, a plecat, se pare, de binevoie. De bunăvoie. Ce? Ăla-i coșmarul nostru sau ce? Sau asta urmează să se întâmple? Ok, deci avem o manetă aici și o ușiță, da? Dar pentru ușiță n-avem fluier, n-avem cartof de la magic. Hai la dreapta să o mișcăm. Fii atent. În funcție de astea pe care le avem aici, de dreamcatcher, cred că putem să avem vise diferite. Așa-i? Ia. Stai. Bă, dar iau și tu mai încet, man. Aici, ăla-i. Ok, ia să vedem ăsta ce ne zice. Ok. L-am visat pe urțenia aia ce naiba era. Bun, ăsta? Ăsta ce vrea? Oh, ăsta-i fratele. Ok, păi și? Ăsta vreau. Hai, îl fluierăm? Hello? Hai să uite. A, ia uite! Ăla e acolo, fii atent. Bă, frate! Ok. Bă, ne-a dat cu pământ în cap, bă, frate, bă. Bine, mă. Atunci... Hai să vedem ăsta ce ne zice. Deci am văzut fratele, am văzut ăilalți doi monștri. Iar ăsta? Ăla e. Ăla e the real tune, ha? Hai să vedem, îl vrăjim sau nu-l vrăjim, ha? Ia. Bine, bă! Ia că l-am bucurat. Fii atent că ne aruncă ăsta. Bă. Dă-mi cartoful magic, mă. Păi da, ce naiba. Ia uite-l. Gata. L-am luat, băieți. L-am luat, bă! Gata, deci putem să deschidem și poarta din dreapta. Hai. Ăla-i. Am deblocat-o. Hai să trecem. Perfect. No, pe partea asta ce dragi ne mai aștept acum, man. Oh!
Wow, 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 mă scuzați. Am murit. Am murit, frate. Hai să vă, să vedeți și voi acolo ce aveam în stânga. Uite că aveam încă... M-am băgat ca prostul aici direct. Mamă, dar dă cu noi, frate, copacul ăsta. Dă cu noi, bă, nu glumă. Oare are legătură tot cu fluierul ăsta, bă? Nu. Ok. Înseamnă că trebuie cumva să-l tragem pe ăsta. Trebuie cumva să-l tragem pe ăla, cred că de acolo, de sus. Ok, ăsta ne zice ce sunet să facem. Hai să vedem. Oh, nu, 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 stai un pic. Ăla-i, ăla-l vreau. Așa. Nu, 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 stai un pic, nu, că mie că mi-l dă pe ăla din greșeală. Hai să vedem cum scăpăm de copac. Că sigur ne arată aici ceva. Nu, cred că revenim la aceeași chestie. Așa-i? Hai să vedem. Așa. Da, cred că revenim la exact aceeași chestie acum. Și ăla-i fratele, păi și? Vreau fratele înapoi, mă. Ok, hai să ne întoarcem atunci, na, ce să zic. Hai să-l... Să-l fluierăm iară pe ăsta, a? Ne aplaudă și... Nu face nimic omul. Nu face nimic omul meu, frate, e efectiv inutil. La stânga, bănuiesc că nu mai putem să mai intrăm în casa babei, nope. Ok. Înseamnă că e ceva de făcut acolo, unde am ajuns noi. Cu toate că e un pic ciudat că ne lasă să intrăm înapoi în casă. Oare... Dar nu cred că ne lasă să intrăm în... Poate că trebuie într-o anumită ordine? Nu știu, man. Hai să vedem. Dacă îl punem așa... Opa. Tai fă! Deci, buvnița, da? O punem prima. Ok. Nu cred că am făcut ceva bine. Ia, triunghiul. Nu se întâmplă nimic. Ok, atunci cercul. La cerc s-a auzit ceva. După aia am avut bufniță care o distrus, nu? Deci hai să vedem atunci cerc, triunghi. Nu. Dar cred că asta e ideea, bă. Deci atunci facem cerc, semilună. Nu se mai aude acum. Cerc. Semilună. Deci efectiv nu mai știu unde naiba să cânt, frate. Unde pui mei aș putea să cânt? Wow, pe bune? Wow, deci asta era tot ce trebuia să fac. Păi și? Oh, o pica fructul. Wow, deci efectiv nu vine să cred că era de fapt atât de simplu. Bun, dar stai un pic, că nu înțeleg. Nu înțeleg. Stai un pic, că mai era încă una, parcă mai era stânga. Ia, s-a umflat și asta sau? Nu. Doamne, nu-mi vine să cred, man. Deci efectiv nu-mi vine să cred că asta era tot ce trebuia să fac. Asta se auzea, man, dar de ce se auzea numai în casă, frate? Nu știu, bă. Păi și? Nu s-a schimbat nimic. De ce nu s-a schimbat nimic atunci? Ia, mai e și aici. Și atent că mai e și aici. Ok, hai să cântăm și aici atunci. No, și acum? Putem trece? Doamne, putem trece în sfârșit, mă, de el! Ok, mi-a distrus instrumentul. Hai că e bine. No, ce ne va se mai întâmpla acum? Ne-am ascuns. Wow, și acolo e fratele nostru, așa-i? Acolo e fratele nostru pe că punem pareu. Nu! What?
Fii atent că asta nu mirosi că suntem pe aici. Bă, dar ce dracu, băi, miros de câine, ce pui mei? Băieți, cred că trebuie să o tulim. Hai, că până la urmă e fraieră. Până la urmă e fraieră și nu știu de seama că suntem noi. Ok. Hai, frate, să fugim atunci. Dă-i, tată, dă-i. Du-te. Capitolul 3. Little Evil. Aia? Aia părea Little Evil, frate. Bine, bă. Hai că am ajuns la castel. Ce naiba asta? Wow. Ok. Avem niște sfori. Multe cărți. Ce? Ce-am luat? Am luat ca o pietricică. Stai așa. Cred că putem să ajungem și acolo undeva. Ia. Sau? Nu, nu, nu. Trebuie să tragem mai la dreapta. Asta cred și să sărim ca să luăm o carte de sus. Sau? Nu știu, poate ne trebuie mai la dreapta? Hai să vedem și mai la dreapta ce avem. Niște sfori. Ok. Deci fii atent. Deci va trebui să umblăm cumva cu sforile astea. Aici nu mai avem nimic de făcut. Hai să vedem la etaj. O, sunt mai multe etaje? Bă, frate, bă. Și-am luat și o undiță. Ce pui mei? Aia trebuie trasă de acolo, de unde am fost mai înainte. Două pietricele și uite, mai e una acolo, pe tabla lui ăla. Și una aici. Sunt trei până acum. Ok. Hai să ne băgăm repede aici. Oare ăsta are văzut mai bun decât baba? Puteam să-i furăm ăla până atunci. Ia, hai să ne băgăm repede în spatele lui. Of, ok, deci putem numai la stânga să urcăm. Nu știu de ce aveam impresia că pot urca și prin dreapta, sincer. No, hai să urcăm atunci prin spatele, să ne băgăm prin spatele lui. Ia, man, ce pui mei aștepți? Ce fraier ești, bă? Deci, efectiv, ce fraier... Cred că trebuie să punem undița pe... Să prindem aia de undiță. Așa-i? Înseamnă că ăsta se alarmează. Ia, hai să vedem. Nu? Hai că tu și prins. Hai că e și deștept dacă e. Ok, deci asta nu face mai nimic. Nu e chiar atât de... E cam inocent băiatul. Păi și... Atunci ce ne căcăim aici pe noi? Vine pui mei pe... Ce ai, man, că nu ne prinde ăsta nici să ne taie. Hai să vedem atunci ce putem altceva să facem. Tragem de sfor, dar nu ne ajută la nimic. Hai să ieșim. Să vedem, poate mai avem... Uite, mai avem încă o parte din castel. Ce naiba e aici? Ok. Fii atent. Trebuie să o luăm într-o anumită ordine. Deci ultima, penultima, probabil prima. Nu. Bă, mă lași. Ultima, penultima. Hai să ghicesc, iară penultima. Nu. Prima. Deci 4-3-4. Fratele meu. 3-4. 3 1 4 3 4 3 Trebuie să ajungem la maneta aia de sus, a? 3 Să fie 2 4 3 4 3 2 1 2 4 3 4 3 2 Dar naiba mai știe, man, sincer. Dreapta? Nu! Hai, mă, omule, mă. Mai știe? Deci, efectiv, nu mai țin minte, frate. 3. 4. 3. Cred că era 2. 1. 2. Poate iarăși 1. Ăla-i. Și 2. Hai că am ajuns. Ok. Ce, am crezut că iară îmi resetează, bă, toată șmecherea ala. Na, că nu mai am nevoie oricum de tine. Hai la dreapta. Ăla-i. Tragem maneta și urcăm.
Bine, boss. Și avem un clopoțel. Și cred că noi va trebui cu clopoțelul ăla să-l fraierim pe măsulică. Oh, sper că nu murim acum. Se pare că nu. Bun, pe la clopoțelul. Ce? Iară vin ăia, mă? Ia uite. Ce-a făcut frate cu ăla? Ăsta e alea pe care l-am dăbărât noi, sau? Nu știu, man. Ah, fii atent! Știi ce trebuie să facem cu clopoțelul? Cred că trebuie să-l agățăm de... Iară iese aia, bă! Ce se întâmplă? Îi dă viața lui ăla? Na! O, și ăsta e ăla suprem! Ia uite, are creierul pe din afară, sau ce pui mei? Are chelie! Are alopecia mea. Și-a intrat înăuntru cu asta. Iar ăștia de s-ar băga la somn. Bine, frate. No, acum ce naiba facem noi? Întrebarea mai bună. Hai să mergem la prima ușă. Eu trebuie să pescuiesc la modul serios, man. What? Ok. Hai să vedem. Dacă avem pe undeva pe aici, poate. Deși mă gândesc că e un loc anume. Ăsta e blocat. Ăștia bănuiesc că nu se trezesc nici dacă îi tai. Nope. Ăsta e somnus. Somnus. Ok, ia uite aici ce trebuie să pescuim. Ăla-i. Am luat și un pește, aparent. Mai putem să mai pescuim, bă? Ok, de luăm același pește. Chit că pescuim. Bine. Le dăm de mâncare sau ce pui mai? Nu. Nici la unul, nici la altul nu e foame, ok. Atunci trebuie să mergem în prima ușă la castel. Și trebuie să folosim cumva... Opa. Dar hai să stăm un pic și aici, ce are? Ok, se pare că aici nu avem pești. Bine. Păi, atunci trebuie să prindem aici ceva, numai că trebuie să... ok, nu ne trebuie nicio plantă, cred că ne trebuie planta. Și probabil că sus trebuie să prindem peștele? Sau? Trebuie și sus să prindem ceva, e clar. Nu, gata, știu. Fii atent, tragem asta aici. Tragem clopoțelul. Aha, îl luăm repede, ia-l. Ia-l. Dar nu cred că ne aude ăla de sus. Nu ne aude ăla de sus. Ok, fii atent. Atunci trebuie să tragem clopoțelul ăla. Da, și acum vine ăla aici. Și acum, cred că va trebui să ne... Mă scuzați. Ok, gata, știu ce avem de făcut. Deci trebuie să batem clopoțelul de la etajul ăsta, primul etaj, naiba să-l ia. Dar să și mergem rapidos și să-l luăm înapoi. Hai. Ia-l repede. Ăla-i. Și acum cred că trebuie să mergem la primul etaj, adică aici. Și să batem aici clopoțelul. Hai repede. Ăla-i. Oare trebuia să-l luăm înapoi? Trebuia să-l și luăm înapoi, așa-i? Și de nu văzut? Bă, am crezut că putem să ne ferim de plantă, mă. Nu, măcar știm ce putem face. Dar fii atent. Atunci cum neba să facem men să nu ne vadă asta? Trebuie să fie ceva secret cu planta. Poate trebuie să ne băgăm noi. Ia, dacă ne băgăm noi aici. Ok. Gacha. Deci trebuie să tragem ăsta înapoi unde era. Dar secretul este să ne urcăm pe el. Bine, boss. Mai sus avem iară sfoară de aia? Nu pare. Deci, clopoțelul, da? Și tragem de el. Nu, ăsta ăla la tira. Ok. Ia repede. Bagă-te. Aha.
Hai că până faci tu, man. Hai, 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 trage. Ăla-i. Bagă-te repede, 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 repede. Ăla-i, gata, suntem ascunși. Aha. Și acum ne urcăm. Hai, 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 bagă-te, 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 repede. Fugi, băiatu! Avem și clopoțelul după noi, de ce numai bine? Hai, iau repede. Dă-și fraier, mă, iau-o! O, Iisuse. Ok. Măcar am plecat la timp. Na, acum ne putem face de cap aici. Am luat o pietricică. Ok. Și fii atent că aici mai e ceva. Aaa! Dacă ridicăm asta, ce? Băgăm peștele aici. Băgăm peștele aici. Ăla-i. Și? Cum ar trebui să-l ademenim pe ăsta? Îl lăsăm acolo. Hai, repede, 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 repede. Ok, nu ne lasă că e urâtul ăsta aici, bine. Bă, mă, lași ce instant l-o mânca, frate. Avem patru... Păi și pietricica aia de pe masă? Cred că și de aia o să avem nevoie. Fii atent că cred că n-am făcut bine că am luat peștele alea de acolo. Hai să ieșim și să mai pescuim încă o dată. Altă variantă ar mai fi numai să... Aici bănuiesc că nu putem să punem nici pietrele, nici nimic. Nu. Ok. Atunci ce facem cu... Mă, de punem pietrele? E întrebarea cea mai bună, nu? Trebuie undeva să lipsească niște pietre, bănuiesc. Deci fii atent, luăm peștele și trebuie să ne întoarcem tot la moșul ăla, înseamnă. Bă, dar ce joc, bă, ce se spune, bă, minte la contribuție, frate. Nu mi-a mai fost pusă minte la contribuție în halul ăsta de nu știu cât timp. Hai că bine. Deci. Aici nu mai avem nimic de luat. Cum îl fraierim noi pe moș și cum să ne facem noi, ce scop trebuie să avem noi oare? Oare trebuie să le punem pe masă, bă? Toate pietrele alea? Hai să vedem. Dăm de ăsta. Îl luăm repede. Hai, 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 ia-l. Ok. Ăla se mișcă între timp până își mișcă el fundul. Punem noi clopoțelul ăsta la alt. Ia-l, 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 repede, 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 repede. La țanc, exact ca data trecută. Super. Hai, bă, bagă-te. Bagă-te, man, ce nu știi? Bă, tu ești, bă, tu ești prost, mă. Bă, deci ăsta e efectiv... Deci ăsta e efectiv prost, man. Ce nu știi? Nu știu, nu știu, nu știu, în puii mei. Mă și enervează. Nu mă întrebați de ce mă crizez în halul ăsta. Dar pe bune, bă, deci e efectiv enervant, man. Hai, clopoțelul 2, da? Repede, 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 până nu te vede. Păi te-au văzut deja. Aha. Și au uitat instant de noi sau ce? Ăla-i, ia-l înapoi, ia-l înapoi, ia-l înapoi. Aha. Și sare aici. Perfect. Nu, acum nu mai fi prost. Nu mai fi prost! Dar de ce ești, mă, prost? Bă, 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 acum nu mă lăsa men să sar? Nu mă lăsa men să mă duc la ăla? Ce căcat, ai uitat să urce trepte? Ce pui mei? Hai, man. Îmi pui, mei, te cași pe tine cu monstrul ăsta, dar când ai putea să faci ceva, nici că ai face, frate. Nici că ai face. Dă-i din gong. Hai, ia-l, 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 că... Ușca mea. Hai, 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 că trece. Aha. Perfect. No, și acum nu fi fraier și urcă în puii mei.
Deci ăsta e efectiv... Doamne, în sfârșit ți-ai dat seama că trebuie să urci, boss? Serios? Wow! Ce-i men cu ăsta? Că mă și enervează deja. Ok, trebuie să punem peștele acolo. Trebuie să punem peștele acolo. Bun, hai să-l punem. Îl agățăm aici, da? De chestiunea asta. Ăla-i. Și ce, îl tragem jos și când vine ăla acolo, noi îl ridicăm. Sau? Bă, ce-am crezut că urcă acum? Și? Oare dacă îl ridicăm așa? Să mai punem să-l mânce? Bă, dar e și fraier, mă. Aaa, stai că știu cum, știu cum. Fii atent. Ăsta, în momentul în care se întoarce, trebuie să mergem noi după fundul lui. Așa cred. Hai. Dar nu ne ajută cu nimic. Fac și iar îl mănâncă, până ajungem noi acolo, sau? Hai, ăla-i. Nu, altceva trebuie să facem. Ce am putea să facem, bă? Ce-i asta? Aaa, am luat o mască? What? Păi și la ce ne ajută masca asta? Stai un pic că nu înțeleg. Hai să vedem, poate ne ajută la ceva. Hai să ridicăm poate peștele ăsta sus până aici. Încât să n-ajungă la el, dar să-l vadă, știți cum zic? Dar fete încă nu-l vede. Așa. Ne băgăm repede jos. Aha, și? Stai ce? Ce naiba? Ce se presupune că trebuie eu să fac acum? Să mut unul în sus? Nu, cred că ne mai trebuie încă o piesă. De unde? De unde ne-am să iau piesa? Fiată că s-a rămas blocat acolo. Păi trebuie să o luăm de aici. Nu. Asta e blocat în transa lui. Ok. Atunci hai să ne ocupăm să vedem de unde putem lua... De unde putem să mai luăm încă o piesă? Aici clar nu. Alea toate știm ce fac. Atunci. Bă, poate trebuie totuși să iau de undeva o pietrișică de aia și n-am văzut-o. Ia hai să vedem. Hai să mai încercăm o dată aici, deci 4, 3 4 3 2 1 2 și cred că era 1 și 2. Ok. Fii atent, uite că acolo totuși e un fel de... Oare putem să sărim pe bucățelele alea de pietre? Ia hai să vedem. Parcă, totuși eu cred că lipsește o bucată de piatră undeva. Și uite că avem și aici o chestie de asta de... Ia. Nu. Adică da, gen, trebuie să urcăm aici pe pietrele astea, dar nu asta e soluția. Bun, hai să coborăm atunci. Și să lăsăm ăsta jos, că altă dată dacă venim să nu mai trebuiască iară să facem tot puzzle-ul ăla. Sper. Da, hai că e bine. Oare putem acum să vorbim cu ăștia, bă? Ia. Nu. Atunci ce neva să facem cu masca aia? Masca bănuiesc că ne ajută să putem să ne jucăm cu ăla, șah sau ce naiba trebuie să ne jucăm. Hai să mai luăm încă un pește de aici. Ăla-i. Să-l avem la noi, just in case.
Hai să ne întoarcem aici. Deci aici am fost și nu ne-am ajutat cu nimic. Înapoi de acolo. Dar nu cred că ne mai putem întoarce. Nu. Ok, deci putem să umblăm doar în castelele astea sau ce naiba ori fi. Ok, nimic. Ăla încă se chinuie cu peștele lui. Pietricică, pietricică, de unde aș putea eu să fac rost de una? Asta e acum iară. Păi și el n-a văzut, man, că n-a văzut în primei că, că au apărut alte pietricele de-alea? Hai să așteptăm să plece în altă direcție și să vedem dacă putem acum să facem noi ceva. Ia, ne las acum? Nu, că e ăsta urât, ăsta aici. Oh, băieți! Bănuiesc că vedem data viitoare. Bănuiesc că vedem data viitoare. Că sincer sunt clueless în momentul ăsta. Știm în mare parte ce putem face, dar cam atât. Avem la noi o groază de chestii și degeaba. Așadar, sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Dacă da, nu uitați să băgați un like, un share și un subscribe. În rest, bă, ce să zic, sunteți cei mai tari. Dacă vreți, cu doar €1.99 puteți oricând să deveniți membru pe canalul meu apăsând click pe join sau alătură-te lângă numele canalului. Eu am fost Gârcea, v-am țucat, sugestiile jos în comentarii. Ne revedem data viitoare. Goodbye!